Dopo pausa, sì, tutta una è difficile. Penso che non stiamo già facuto, dica, non so se come sta l'equipa, sapre che ti sta bene, di un tot punto di vedere, dopo pausa, tutta una è sorpresa, sa vedere se si intempla, non no è uscito, è un match difficile, potrebbe aiutare, entrenata bene di Mircea Rednik, si conosce forte bene, c'è un match forte e difficile. Cât de mult va conta accidentarea lui Rahmani și cât de mult vă dă planurile peste cap? Nu știu cât te va conta. După meciul, când vedem cine joacă în locul lui, putem spune ceva. Dar e normale che pentru noi è o mare pierdere, faptul che el non poate juca, din păcate, aproape pentru 3 luni. În acest moment, Rapid este o echipă fără atacant, ținând cont că Sony mai are 2-3 săptămâni până intră în ritmul de joc. Cum o să arate Rapidul? Vă gândiți la o modificare de sistem? Nu știu. No, pentru că attaccanti non è che avevamo molti attaccanti. E atunci, quando giochi con un attaccante, un 4-2-3-1, e dopo ti accidentese, c'è mai buono, è grave che si schimbi il sistema di gioco. Giochi con giocatori che non trebbe se improvvisese, inventese ciò. Dar vom vedere, avem soluzioni in lotto, a ciò che mi gandesc io, dar vom vedere. Nu putem schimba sistemul de joc, nu există. Vă gândiți să mai aduceți un atacant? Nu știu, mai vreți ceva? Există jucători liberi pe care i-ați vrea? Beh, problema e che acum, come è greu să găsești atacanți che s-au antrenati, ce puțin sunt pregătiți, nu știu, 50-60%, e greu, foarte greu în această perioadă. Și atunci trebuie să rimanem așa cu cine avem în lot și să cautam soluțiile în interior, adică în lotul che avem la dispoziție. Aveți o deplasare lungă la Oradea? Sau e mai bine pentru dumneavoastră că e la un teren care nu e al UTI, pentru că se refacă pe Beh, nou? Sigur, ei acolo pun pressione, la Rad è un stadione, un terreno greu de battute, pentru che è normale che quando ho fatto con altre equipe che hanno allenato, tutta una forte greu, perché i supporteri sono qui, la Rapid, pone pressione molta per gli avversari. Cioè, atunci, il fatto che giochiamo la Oradea, non so, è campo neutro, terreno neutro, buon vedere, ma non è che mi gandesc la sta che giochiamo a colo. Trebuie să vedem după care sunt condițiile acolo, pentru că poate că găsim și un teren care nu e așa de bine, nu știu, îngrijit sau nocturnă. Vedem, dar noi nu. Dar eu întotdeauna n-am căutat niciodată un alibi sau o scuză pentru o evoluție mai puțin reușită. Eu încerc numai să mă gândesc la ce trebuie să facem, nu unde jucăm sau altceva. Credeți că veți putea strânge un stadion plin la Oradea? FCSB a creat o adevărată isterie la meciul de acum câteva săptămâni. Noi avem in spatele nostre supporteri straordinari che vengono sia a casa sia in deplasare, sia ne aiuta. Speriamo che vom vedere un Rapid non differente da ciò che vediamo a casa, quando abbiamo prestazioni forti, forti, buone in tutte le punte di vedere. Speriamo che siamo riusciti, vediamo. Trebuie timp să reglăm niște lucruri din punct de vedere, nu spunem așa, atitudine, dar să vedem un Rapid cum e când e joacă acasă, așa și în deplasare. Și cred că asta ar fi un lucru super pentru a ajunge departe în campionat. Aveți trofee, însă titlul de campion nu. Și cei din conducerea Rapidului spun că dumneavoastră sunteți antrenorul potrivit să ia titlul aici în Giulești, dacă nu anul ăsta, anul viitor. Beh, io ho terminato 2 anni con Rapidul e penso che mi ingannano, castigo un titolo, riduco il titolo in Giulesti. Speriamo che vogliamo riuscire, è adevarate, sono 2 anni, trebuie si costruita un'equipa
puternica, dar nu e că tot se face așa de întâmplare sau aici sunt bazele bune, adică pentru a construi o echipă puternică în 2 ani, vedem în acest an, pentru că normal vorbim de acum și sper că putem castiga ceva potrivit titlu sau Cupa România, dar asta sunt obiettivele noastre, adică locul 1, locul 3, după, ripeto, dacă aggiungi per locul 3 è come un lucro importante perché hai attinto un obiettivo, ci magari mergi de parte in Cupa, magari faci o finale che è forte importante per il Rapido che intorno a una no, la Cupa ha avuto che ha un obiettivo importante in storia lui, e dopo vom vedea. Dar noi non è che non luttam per il titolo, noi vremmo sa giocam per aggiungere cât mai departe acolo in clasamento, cât mai sus. Problemele din Israel l-au adus pe Sefer în țară și se întâlnează cu dumneavoastră. Ați discutat cu el? Există vreo șansă? Poate nu, mă guarda, ascultă-mă, că deja imediat te opresc. Sefer sta cu echipa de tineret, se antrenează acolo. Eu îl cunosc ca jucător, nu am niciodată vorbit și i-am zis la cluburi că se antrenează cu tineret acum, pentru că nu e moment potrivit pentru după. Dacă mi vor spune conducătorii, nu știu. Mi-au numai spus, mi-au întrebat dacă se putea antrena. Eu cred că în acest moment lotul lui e făcut, asta, nu vreau alți jucători, ok? Și atunci, despre Sefer, că admir ca jucător, pentru că era un jucător foarte, foarte bun, dovada că s-a dus în străinătate, s-a antrenat cu echipa de tinerete și rimane ancora, pentru che voi probabilmente non stesse che in vestiari è differente, no, entra un giocatore differente che s'antrenese, asta non sono lucruri che si fa che entro echipa, ma senza l'esse când e asta. Scuze, noi întrebam că ne puteam gândi că acolo se poate opri campionatul. Și atunci, no, n-am înțeles, scuze, când se oprește? Dacă se oprește campionatul în Israel, da. Atunci jucătorii pot fi împrumutați la diverse echipe, cum a fost în cazul Ucrainei, de exemplu. La asta ne-am referit. Da, ma întrebare nu mi se pare asta. Întrebarea era asta că s-a diferit. Ma atunci spune-mi măcar se poate lua Sefer dacă e împrumutat, nu știu. Vrem să vă întrebăm de antrenorul de la Craiova, nou antrenor, care este italian, sicilian, Costantino, Giovanni Costantino. Îl știți? No, non lo conosco, pentru che non lo conosco, da ciò che hanno vazute che ha lucrato con Marco Rossi la Nazionale Ungaria, atunci è una persona di incredere, da non lo conosco, pentru che ha 36 de anni, è tinere, in fase di mia, non lo conosco, io sono molti anni che sono aici in Romania, sincero, urmăresc puțin il campionato di lingere inferiori A, B in Italia, non lo conosco, nici da che era un generazione mia, magari potevo spune, da, ha fosse un giocatore, alle 36 de anni, quando era un copì, io giocavo in Serie A, non stio, ripeto, con tutto rispetto, ripeto che è un italiano, lucrese con Marco Rossi, da che l'ha pagata a colo, l'ha posto Antonio Mititello, asta insieme che è una persona, sono informata, no? È una persona, ma che può dire vita, non stio, penso che a colo dopo. Ha fost și mecanic de tren, am înțeles. Da, nu știu, sincer, cu tot respectul, nu știu aceste, vă rog, nu știu aceste întrebare despre aceste antrenori. V-am zis că nu-l cunosc, are 36 de ani, are 23 de ani mai mult decât mine. Când jucam eu, era un copii. Acum nu urmăresc toți antrenorii care stau în afară. Sunt antrenori italiani care nu se cunosc, că stau în Bangladesh, nu știu, în Thailandia, în Kazakistan. Sunt tot felul de antrenori, pentru că se ne plimbam. Cine mai cunoscut, cine mai puțin cunoscut. Și atunci nu pot să dau o părere despre acestea. Dar ceea ce am citit, faptul că a lucrat cu Marco Rossi è un lucro positivo, pentru că cunosc, de exemplu, Marco Rossi, îl cunosc foarte bine ca antrenor și dacă are un colaborator așa, înseamnă că e unul care știe. Două luni foarte bune pentru Rapid, multe victorii în acest timp. Se vorbește și de titlul la Rapid? Se poate vorbi și de titlul sezonul ăsta? Am răspuns mai întâi, am zis mai devreme, că nu,
che non stiu, vom vedea, ripete, noi cercam să ajungem cât mai sus. Perioada e foarte bună, e importante, asta că am castigat după o perioada grea, unde se vorbea așa un pic despre, cu criticile, cu polemici, dar mă bucur, sper că băieții stau conectați, focușați pe aceste meciuri importante, pentru că avem o lună foarte, foarte importante înainte de celălalt, la pauză de noiembrie, și am pierdut Rahmani și atunci trebuie să dăm mai mult decât am dat până acum. Poate că nu e suficient pentru că am pierdut și cel mai bun atacant, dar eu sunt optimist, nu încrezător că putem încerca să castigăm acolo la Oradea. Dar e un meci dificil. Vreau să vă întreb și de Naționala Italiei, care mai are un meci decisiv pentru calificare, și despre scandalul din cadrul echipei. Beh, Italia, Italia greu, și Italia pentru că întâlnesc o echipă bună ca Ucraina și nu știu dacă sincer se va califica. Am și, nu știu, nu o ved așa de bine Italia. Ieri sera abbiamo internet in Anglia che è echipa buona. Despre asta de giocatori non înțeleg. Non înțeleg deloc. Giocatori che castiga, asta è insieme che ludopatia, come si spune ludopatia, è un cuvânt che è o boala. Dacă tu faci așa și pe situri illegali, cred eu che ar trebui suspendați. Pentru că castigă și o grămadă de milioane. Nu e demagogia, adică când persoane care se trezească la 6 dimineața, 5 dimineața, zic tu castigi o grămadă de bani și după joci la barioare, asta e. Nu se, nu, eu nu admit, nu admit acest lucru. Numai că poate fi o boală, ok? Se poate întâmpla că tinerii au câte persoane joacă pe jocuri. Sunt dependenți de jocuri de noroc. Sau de așa.